Fica Andrei Marin îi calcă pe urme celebrei prezentatoare TV. Violeta și mama ei au o relație specială și se sfătuiesc cât de despot. Violeta, fica Andrei Marin, ne dezvăluie ce sfaturi prețioase primește de la mama ei. Tot timpul am fost o persoană destul de directă și naturală, n-am încercat niciodată să ascund acest lucru, dar în același timp, pentru că am crescut cu ai mei, am învățat să fiu și foarte empatică și nu am avut genul ăsta de problemă. Îmi place să fiu eu în măsura bunului simț. Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit de la mama? Să fii tu! Ironic, adică mulți oameni ar spune că în fața camerei trebuie să ai un anumit look, să te comporți într-un anumit fel, să vorbești într-un anumit fel. Și într-adevăr, trebuie să ai o prestanță, dar în același timp, dacă nu ești natural, faci degeaba lucrul ăsta. Iar Violeta nu primește sfaturi de la mama doar la capitolul carieră. Aceasta ne-a mărturisit că Andreea Marin o ajută și cu garderoba. De obicei, da, mă sfătuiesc cu mama mea, pentru că, sincer, ea se îmbracă foarte mișto și mie îmi place să mă îmbrac ca ea. Și alegem împreună outfit-urile și după aia eu vin aici sau vine cu mine să mergem împreună. Ce ți-a spus astăzi când ai plecat de acasă, în afara faptului că ești foarte frumoasă, pentru că asta se vede? Mi-a zis, mami, fii tu, sunt foarte mândră de tine.